Bia și Robert, finaliștii sezonului 8 Mireasa, au fost invitați la Caprici și după emisiune au și intrat în Casa Mireasa pentru a sta de vorbă cu concurenții, pentru a le spune din experiența lor și pentru a răspunde la curiozitățile acestora. Am văzut că nu au venit cu mâna goală, au adus ceva, cred că de mâncare, din ce am înțeles și apoi au povestit cum a fost, cum a început relația lor, că la început Robert nu o voia pe Bia, spunea că este grasă și după câteva săptămâni au început să se cunoască ușor, ușor, până când au ajuns la căsătorie. A menționat Bia și faptul că a fost destul de dificil parcursul ei în casă, având în vedere conflictele cu doamna Anina, dar zicea aceasta că la final, deși pare greu de crezut, o să le fie dor de casă și că îi înțeleg. Au trecut și ei prin aceleași etape a povestit Robert că la început, după ce a intrat în casă, a zis că nu îi place, voia să plece și după a intrat Bia, a avut activitate pentru că s-au tot tachinat până când au format un cuplu.